Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu mă mir la Luca că e în tricou astăzi. De ce? Obicei era în geacă și el. Vlad e în hanorac. Da, eu sunt întotdeauna hanorac, eu sunt friguros. Vine frigul oricum, înțeleg, frig peste weekend. Vine frigul, așa am înțeles. Ai termometru în casă? Da. Și câte grade ai tu în casă? Între 23 și 24, constant în perioada asta. Ia uite, stai că mă uit. Vineri. Fără să dau drumul la centrală. Stai așa, duminică, 7 grade maxima în zona asta. 7 grade? Maxima. Maxima, am spus. Nenorocire, zici că vine iarna, nu știu ce se întâmplă cu temperaturile astea. O nebunie. Da. Adevărul că nu e corect. A ținut atâta vreme cu temperaturi ridicate să vină brusc de asta de 4 grade. Și am, evident că am dat drumul la centrală de ceva timp. Și eu am și dat a venit drumul. Prima factură. Și am început să mă gândesc serios cum fac, pentru că eu recunosc cinstit, dacă la mine în casă temperatura coboară sub 23 de grade, intru în panică. 23 e temperatura de croazieră, iarnă-vară, asta e temperatura optimă recomandată de specialist. Nu e adevărat. Se recomandă acum, mai nou cu asta, 20-22 de grade. Stai-mă un pic, asta e de vremuri grele. Dar zic că dacă n-ar fi fost situația în care ne aflăm, 23 e cifra corectă. Și în unele țări, citesc în Libertatea, temperaturile în casă sunt ținute chiar și la 18 grade. Și mulți se acomodează. Cum te acomodezi? Câte blănuri pui pe tine la 18 grade? Stai că vreau să fac o prezentare. Am zis cifra corectă cu ghilimele, numărul corect. Dacă până să primesc mesaje, cifră, dex, să-mi trimit. Da. Am un prieten care s-a mutat la un moment dat prin țări. Da? El a zis că se duce la Mediterana. Și a stat prin diverse țări, mă rog. Și a zis că n-a făcut niciodată frigul iarna ca în țările astea de la Mediterana. Că era dor de România. Că la Mediterana e complicat. Da. Acolo s-a cam răcit în ultimii ani. Nu e vorba de asta, n-au sistemele de încălzire. Păi n-au încălzire, tocmai pentru că n-aveau nevoie de sisteme de încălzire. Dar acum, cum la ei s-a mai răcit față de cum era înainte, în timp ce la noi s-a încălzit, i-a prins fără sisteme de încălzire și de-aia e problema. Am fost o dată în Atena în februarie. Am stat la cineva în casă, aveam un panou de la radiant mic într-un perete, panou electric. Da. Mi-a înghețat capul. La propriu noaptea. Deci mi-a înghețat capul, nu știam ce să fac, mi-am pus pătura în cap, n-am să dorm, că îmi doream o căciulă. Știți, vine să dorm cu căciula ca pensionari. Portugalia, cald, frumos, ăia nu prea au sisteme de încălzire și am făcut vreo 2-3 revelioane în sudul Portugaliei. Mor de frig. Unde e foarte frumos, dar dacă prinzi un an de ăla care e ploios și așa, nenorocire. Te-ai nenorocit. De fiecare dată când am fost acolo în perioada aia, am răcit, pentru că n-aveam cum, n-aveai cum să. Dar care e temperatura ideală din punctul tău de vedere în casă? 23. Eu acolo. La tine, Luca? Tot așa, 22-23. Aha. E cine? Linie. Adică prefer să stau, ca să înțelegi, prefer să stau în casă cu ceva, cum stau vara. Da. Un șor, ceva, nu să-mi pun pe mine să fiu îmbrăcat ca afară. Îți bagi joc de energie, de gigacalorie, nu, m-ai întrebat cum îmi place. În loc să respecti, uite, se încălzește planeta, ai putea să spui o șubă și să stai la 18 grade. Mergeam la câte unii de mă sufocam în casă. Oameni care stau la 26-27 de grade, serios, mie mi se face rău. Da? Da, nu suport să fie atât de cald. Dar are grijă de mine, domnul Nicușor. Sau mă rog, la mine acum vreți să vă spun niște temperaturi așa. Yeah. Temperatura în calorifere a apei e de 33 de grade. Ceea ce înseamnă ce? Să nu-ți vină rău. Să fie ele pregătite când o veni apă caldă. Să nu scurgă mucii. Să n-aibă șoc. Auzi, atunci la temperatura asta scurg mucii în cazul de frig? Dar nu, casă e bine. Deocamdată 23. E blocul anvelopat, suntem multe suflete în casă, asta mai alergă copiii. Dormiți toți într-o cameră? Și 31 de grade are apa caldă. Acum. Deci, practic, de deci grade, rece. Mai rece decât corpul. Da. Deci un joc practic, eu cred că acum realizez chiar în momentele astea. Cred că domnul Nicușor, fiind și matematician, se joacă aici cu o medie. Deci la mine cred că de fapt sunt 65 de grade toate. Le împarte între calorifer și apă caldă, atâta, știi? Că niciodată n-am concomitent și căldură și apă caldă. Ori e un pic mai cald caloriferul și hât se răcește, uite ca acum. Dacă se ridică apa caldă pe la 36-37 de grade. Cade calorifer. De 42 de mori, se duce caloriferul în 23. Da, dar eu cred că o să trecem cu bine iarna asta, sunt optimist. 0372069599. Vreți să vorbim despre asta în dimineața asta? Avem câteva mesaje. Cum e mai bine? Care este temperatura la care vă simțiți confortabil în casă?
Și cum vă gândiți cât o să coste temperatura asta? Adică vreau să știu și eu dacă e cineva care zice eu la 18 grade, la mine în casă sunt 18 grade, mă simt perfect. Vreau să cunosc acest specimen. Practic este viitorul speciei umane în condițiile acestor prețuri la energie, este Homo sapiens, care se simte confortabil în casă la 18 grade. Eu știu ce asta vreau să mai aflu. Noi suntem pe care dispariți aici. Dacă într-adevăr există, sau e doar zvon, doar legendă, faptul că la grădinița daneză copiii dorm afară indiferent de temperatură. Dacă aveți vreun copil sau cunoașteți pe cineva... Așa. Serios, am citit despre chestia asta și dar n-am fost să verific. Dar știi că în Uniunea Sovietică sunt fotografii, am văzut fotografii documentate. Unele grădinițe scoteau copiii gen sugarii, adică la creșă. Îi înfofoleau și scoteau în landouri de alea în ce sunt și îi puneau afară să doarmă afară de prânz în zăpadă. Da. La noi nu trebuiau să ne scoat afară, că era același lucru și înăuntru. 0372069599. Care e temperatura ideală pentru voi în perioada asta acasă? Stai să vezi ce urmează. V-am întrebat la ce temperatură vă simțiți confortabil în casă. În cursul discuției au venit niște mesaje. În Danemarca dorm copii afară. Am zis că nu credem. Iată mesaj de la colega noastră, Ioana Enetogiu. Zice, când ai mei erau sugari, născuți în noiembrie, m-a învățat pediatra să fac ca în Danemarca. Dormeau ore așa, adică se înțelegea afară. Oaspeții ziceau că suntem demenți. Sunt copii foarte, foarte sănătoși. Și eu zic, pe bune afară? Da, zice, până la minus 5. Au fost faze mortale cu unii oaspeți, simțeau că vor să sune la protecția copilului. Serios? Nu glumești cu mesajul ăsta? Măi, este de la Ioana, pe bune, nu. Eu știam că Ioana e bine, dar... Să rămână. Hai și să vedem. Da. Hai să vedem cine și cum ne-a sunat. Ovidiu, bună dimineața. Bună, Ovidiu. Neața. Bună dimineața. Salut. Din Brașov. Aoleu, acolo e frig mereu. Astăzi e ceva mai cald decât ieri. Dar în casă, cum e? 2 grade. În casă? Uh-huh. 20 de grade ziua, 18 noaptea. Noaptea mai înțeleg, că noaptea te înfofolești bine, spui căciulă, dormi, nu simți, dar ziua 20? Simt, da. Măi, nu vă e frig la 20? 20. Nu. Nu. Mm-hmm. Chiar uneori și în pantaloni scurți. La 20 de grade în pantaloni scurți? Tu ai blană de urs pe tine, ceva? Nu. La capitolul ăsta nu sunt prea dăruit de natură, da? Cred că ajută dacă faci pe tine, știi, că te mai îngrezești un pic. Doamne, iată. Un vechi amic, zice Dragoș, salut Dragoș, și zice, nu am nicio problemă la 18 grade, sunt la muncă acum și încă nu am trecut la mânecă lungă. Din cele 8 ore, cel puțin jumătate, sunt afară în curte. Temperatura mare și multe haine groase sunt cauzele principale pentru răceli și muci. Eduard ne-a scris, am locuit în Danemarca și, într-adevăr, la grădiniță, copiii intră înăuntru doar la masă. Deci masa e pe cald, nu înțeleg de ce. Dar măcar umbrelele de la copii, tu știi cât plouă în Danemarca? Nu știu. Am fost odată într-un weekend în Copenhaga, mi-a fost frig tot timpul. Cred că au de la, cum se cheamă... Ne-a mai scris cineva din Danemarca și a confirmat că dorm afară copiii mici, dar sub streașină, sub copiltir. Da. Măcar nu-i bate de sus. O Ionuț, bună dimineața. Soarele, dacă iese. Da. Bună dimineața. Salut. Neața. Salut, 3 grade de la Iași. Da? Ho-ho. Hai de capul. Te strângi un pic cămașa. Așa, cămașa. La noi, ce să zic, un 20 de grade ziua, 21 noaptea, dar știți care e treaba? Toată chestia asta cu scumpitul facturilor parcă, nu știu, reduce din stimulul ăsta corpului uman, că anul trecut eram mare și tare, domnule, fără 23 de grade nu stau. Mm-hmm. Așa, acum e bine la 20. Și acum e extraordinar despre ce vorbim. Mai scumpești un pic să vezi ce începe să-ți placă cifra 18. Da, te duce în 18 ca lumea. Da. Mulțumim, Ionuț. Adevărul că să știi că se zice că e mai bine să fie mai răcoare noaptea, că se doarme mai bine noaptea. Și da, confirm. Tu știi? Eu aseară i-am spus Ionelei, zic, eu o să mă culc. E cald în casă, sunt 24 de grade. Deci tu mai încet ăla, nu, așa, că mie mi-e frig dimineața. Du-te mai încet. Și azi noaptea a fost greu, pentru că am dormit la 25 de grade. Băi, la 24 am dormit ca un prunc azi noapte. Serios? Serios, fără nicio problemă. Victor, neața. Salut, Victor. Neața, Victor. Neața, băieți. Să știți că treaba cu copiii dormitului afară e ceva natural în Scandinavia. Eu vă sun din Norvegia. La început am avut un șoc, tot la fel, când am văzut. Aici se spune că nu există vreme rea, sunt decât ești îmbrăcat nepotrivit. La mine în casă sunt 20 de grade ce ziua. Ce poate să spună Norvegia, nu te supăra. Nu există vreme rea, e doar timp. Ce poate să spună că acolo e frig tot timpul? 20 de grade nu ziua. 20 de grade ziua în casă și cam 17-18 în dormitor seara. Mamă, auzi, da, de câți ani ești acolo?
Păi fac 10. 10 ani. Și de la ce vârstă primiți copii în casă? Eu am venit cu copiii mari deja. Dar am văzut la grădinițe cum prin ploaie aleargă copiii pe afară să joacă, nu-i bagă în casă. E o nebunie. Da. Sunt zglobiți. Mersi. Băi, nene. Bine. Raluca, bună dimineața. Bună, Raluca. Descoperim o lume pe care nu o cunoșteam. Da. Bună. Bună dimineața. Bună, bună. La mine în casă sunt 22 de grade. Mai acceptabil. Mă rog, după ora 17 începe centrala să facă căldură. Aha. Iar noaptea 21 în dormitor. Tu ești ok. Dormitoare, de fapt. Dar să știi că dacă oprești centrala peste zi, după aceea consumi mai mult când o repornești, că sistemul are o inerție termică. Dar nu, centrala nu se oprește, așa e programată. E programată probabil să fie o temperatură mai mică peste zi pe care o menține. Da. Și seara Dania că vine acasă. Aveți centrale de astea moderne, eu încă sunt cu aia cu buton. Mă duc și reglez. E, la deget. Mine până și în dormitoare, fiecare e cu circuitul lui. Aha. Mulțumim tare mult, Raluca. Viorel din Sibiu zice că o să revenim la zicala comunistă. Afară e frig, în casă e frig. Deschid fereastra ca să strig. Îți mulțumesc, partid iubit, că m-ai călit. Robert, bună dimineața. Bună. Neața, o să vă spun ceva care o să vă curveseze astăzi. Eu nu am dat drumul la căldură încă. Nici eu n-am dat drumul, asta spunem. Și unde stai, în Guinea singură? Unde? Ne sun din Dubai, de unde ne suni? Nu, dar mi-am luat câine și pisică. Și stai cu câine și pisica pe tine. Dormi între ei? Da. Nu, glumesc. Să încerci cu nevastă. Fac șemineu, am foc la șemineu și fac după amiază, când ajungem acasă toți, facem focul și se menține până a doua zi dimineața. A doua zi dimineața plecăm la serviciu și... Cu cât ai luat lemnele? Uite, asta voiam să întreb. Am un noroc fantastic pentru că le iau de la socrul meu. Deci sunt gratis. Da, are o livadă frumoasă. Da, are un țeala nuci. De genul. Are un țeala nuci. Dar el știe că îi lei. Mulțumim tare mult, Robert. Horațiu, neața. Neața. 22-23, e bine? Ești omul de-al nostru, ești de-al nostru. De ce ne-ai mai sunat, Horațiu? Da, se poate trăi și la 21. Ca să vă spun o poveste cu sugarii care dorm iarna. Ia zi-ne. Afară. Fiul meu a dormit în primul an de viață, deci avea vreo 6 luni, în fiecare zi, invariabil, 2 ore afară, în cărucior. De unde ne suni? Din România. Ah, ok. Nu cred. Așa. Alo. Da, te auzim. Te auzim. Bun, pe vremea aia dormea în Norvegia, era un pic mai cald acolo. Deci erau iarna undeva în jurul lui 0 grade, 0, 1, 2, 3, dar 2 ore invariabil toată iarna în cărucior afară. Învelit bine, bineînțeles, tot în regulă. Săraci. Și aveau, știi, zâmbetul era înghețat așa de la mucii care se prindeau și înghețau. Era în regulă, deci da, totul surțuri. E în regulă. Nu e chestie de boșcălie. E, dar care e explicația? Adică de ce fac lucrul ăsta? Sau cum au ajuns la concluzia că nu e mai bine dacă... așa? Nu știu de ce fac chestia asta, dar mi s-a recomandat, am făcut chestia asta, copilul era în regulă, totul a fost în regulă. Acum nu pot spune că a răcit mai puțin în prima parte a vieții sau s-a îmbolnăvit mai... Nu, a făcut amigdalită, a făcut tot felul de... Auzi-mă, dar eu nu înțeleg, dacă țineți copiii, adică oamenii care țin copiii afară și dorm, le lasă să dormă afară, voi de ce nu dormiți adulții afară? Adică puneți-vă frumos în legănel, cu păturica la 0 grade sub coviltir când afară e lapoviță și că poate încerca, Horațiu. Ai încercat să dormi și tu afară, Horațiu? Am încercat să dorm și eu afară, nu pot, mi-e fric, dar e puțin metabolismul odată cu înaintarea în vârstă. Așa este. Nu știu. Așa e. Mulțumim tare mult, Horațiu, corect, pentru explicații. Mai zice un amic, zice Gabi, salut Gabi, zice nici eu n-am dat drumul la căldură până acum, zic băi, ești nebun. Și spune nu, că vecinii de jos și de sus au câte 3 copii și la ei e cald. A, deci bravo. El primește căldură prin pereți. Iar Gupi scrie, domne, vrei, nu vrei, temperatura ideală în casă aia pe care o alege soția. La noi e 22 de grade ziua și 21 noapte. Punct. Mai avem un minut, George, bună dimineața. Bună dimineața. Cum e la tine? Alo. Este bine, sunt din București. Încă n-am dat drumul la căldură, că suntem pe Radet. Dar la repartitoare și la treapta a doua încă n-au început să pornesc. Aha. Câte grade ai? Ai și tu termometru de ăsta cum are Luca?
de la domnul Nicușor? Nu, păi n-au, că nu i-au pornit, nu i-a dat. Dar câte grade ai în casă? Păi, cred că 20-21. De regulă cam așa, după 21 pornește pe treapta a doua. Și de la sine, adică ai 21 de grade fără să vină căldură în calorifere? Cum? Aiba, că sunt 2 grade noapte. Cred că e bine izolat blocul. Nu, e că nu l-avem izolat, dar este din becea și pare timpul mai gros. Și practic n-au mai deschis fereastra din august. Da, și atunci s-a ținut căldura în casă, ținut-o în casă. Să încheiem cu mesajul lui Costi, care zice: sper că a ascultat și soția mea emisiunea de astăzi. Când îi spun că e foarte cald la noi în casă, să nu mai dea drumul la aer condiționat pe cald la 30 de grade. Fiul stă în chiloți, eu mă sufoc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.